Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Invitata mea este Laura Ciuhu, o femeie de succes din România, un antreprenor cunoscut. Are o poveste definitorie și astăzi conduce un lanț de firme care excelează pe drumul fascinant al antreprenoriatului. Bine ai venit în emisiunea Povești de Viață, Laura Ciuhu! Bună ziua! Mulțumesc foarte mult de invitație. Mă simt onorată să fiu astăzi cu tine aici și în fața telespectatorilor tăi. Este o bucurie pentru că noi ne cunoaștem de ceva vreme și chiar dacă ne-am văzut așa mai sporadic, da, e o bucurie să vezi că un om este neschimbat și excelează în domeniul său de activitate. Iar tu, un antreprenor cunoscut, așa cum spuneam, fondatoarea Loara Group și director editorial al revistei Business Woman. Oh, da. Când am cunoscut, de aici te-am cunoscut. Da, cred că ne-am văzut la o conferință, da, da, unde erau mai multe femei de succes. Da. În calitatea mea de director editorial la revistei Business Woman, am organizat mai multe conferințe în care am adus în prim plan femeile de succes ale României, pentru că chiar România are ce să aducă în prim plan pe latura asta feminină. Femeile româncele sunt și frumoase, și deștepte, și puternice și ar trebui să ne mândrim cu asta și m-aș bucura cât mai multe femei să fie în posturi cheie în această țară. Da, eu știu că tu ești una dintre femeile care militează și oricând ar promova o femeie și chiar mi-a tras atenția, pentru că chiar dacă, și îmi doresc mult să ne povestești așa din experiența ta profesională de-a lungul anilor, pentru că nu știu cum ai rezistat tu într-o lume a bărbaților până mai ieri. Acum, da, cu greu. Cum intri și cum reziști, da. E foarte cu complicat. Greu reziști, evident. Sunt pe parcursul activității mele de antreprenor. Am lucrat foarte mult cu bărbații, pentru că lumea antreprenorială este o lume dominată de bărbați. Dar încet, încet am învățat prin antrenament să fac față provocărilor zilnice și chiar mă simt foarte bine în această lume a bărbaților. Și paradoxal, în momentul de față nu mă confrunt cu misoginismul bărbaților, deci chiar mă simt bine în nu cred, nici nu cred că ar fi o problemă, pentru că o femeie, bine, nu știu cât de mult contează aspectul exterior, frumusețea unei femei, cât de mult contează profesionalismul și caracterul. Și da, aici caracterul ei este, da, definitoriu, pentru, da, că, evident, și în lumea asta antreprenorială sunt femei și femei. Unele poate excelează inclusiv prin frumusețe, da, și poate la o primă vedere bărbații sau lumea din jurul lor spun: ai ajuns aici pentru că ești o femeie frumoasă, în primul rând. Dar adevărul, după ce încerci să intri în contact cu respectivele persoane, adevărul iese la iveală și de fapt își dau seama că în România, și nu numai în România, pot fi și femei frumoase și ambițioase și bune organizatoare și chiar bune femei de afaceri. Mă gândeam în perioada aceasta a pandemiei cât de ușor sau cât de greu este să conduci în această lume destul de dificilă în care ne găsim. E drept că cu toții ne confruntăm cu, da, această pandemie și zona privată cu atât mai mult este supusă unor presiuni extraordinare, pentru că trebuie să faci față tuturor provocărilor de zi cu zi, să fii capabil să fii foarte bun în fața clienților, să, da, fii capabil să generezi prosperitate într-o perioadă de criză pentru tine și pentru angajații tăi. Dar în orice situație, cu calmitate, răbdare, cu perseverență, și perseverența este munca grea care începe după ce se termină munca grea, cu siguranță găsesc soluții. Nu a fost ușor nici pentru mine și bănesc că nici pentru niciun antreprenor din România să facă față acestei perioade, dar încet, încet se găsesc o soluție dacă privești lucrurile detașat și nu intri în panică. E foarte important să te bazezi foarte mult pe intuiția ta și să nu-ți fie frică. Citeam la un moment dat că frica este cel mai mare dușman al spiritului și De aceea trebuie să, de-a lungul vieții tale, să încerci să înveți să te aperi de frică și să lași spiritul tău să te ducă acolo unde meriți tu să fii și unde este drumul tău, de fapt. Pentru că eu cred foarte mult în această lume spirituală și cred că noi venim pe această lume cu un bagaj de informații din viețile anterioare, chiar cred în reîncarnare și am citit mult despre aceste aspecte și în momentul în care tu vii pe această lume și ai încredere în spiritul tău și lecțiile, înțelegi lecțiile de viață pe care tu trebuie să le înveți odată cu venirea ta în această lume, intri în probleme, dar în același timp spiritul te ajută să ieși din probleme. Este foarte important să mergi foarte mult pe intuiție și la un moment dat am citit un lucru foarte frumos care m-a marcat și recunosc că s-a dovedit a fi foarte adevărat, analizându-mi viața mea până în momentul de față, că dacă vreodată analizezi o anumită problemă, un anumit aspect din viața ta, atât personală cât și profesională, și emoția și gândirea sunt într-un conflict aparent, atunci emoția este adevărul și gândirea este minciuna. Eu m-am bazat foarte mult pe intuiție și mă bazez pe intuiție în tot ceea ce fac eu, atât în viața personală cât și profesională. Și tot legat de spiritualitate, de curând am reușit să descifrez așa răspunsul la întrebarea: destinul este ceva dat sau este ceva pe care noi îl creăm? Pentru că toată lumea își pune problema asta. Cum să fac? Dacă tot mi este ceva dat, eu nu pot să fac nimic. Accept acel dat și îl duc până la capăt. Alții cunoscători ai lumii spirituale și al felului cum evoluează oamenii pe această planetă spun că destinul ți-l faci tu. Deci părerile sunt împărțite, iar eu de curând am citit un lucru foarte frumos care recunosc că mă marchează zi de zi, că destinul este ceea ce manifestăm noi în momentul prezent, este ceea ce se întâmplă în interiorul nostru și asta este ceea ce spiritul nostru vine pe acest pământ cu ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru. Dar ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru nu este ceva dat, ci e ceva ce vine ca urmare a ceea ce emitem noi zi de zi în jurul nostru. Adică dacă astăzi emitem iubire, acceptare, nu suntem invidioși, empatizăm cu oamenii de lângă noi, cu siguranță în zilele următoare, în viitorul apropiat, vom întâlni evenimente și oameni care sunt pe aceeași frecvență cu ceea ce emitem noi astăzi. Adică răspunsul este intersecția între interior și exterior și destinul este și ceva dat, dar și ceva pe care tu poți să-l generezi. Și acel ceva dat, chiar dacă este dat, tu trebuie să mergi pe calea pe care spiritul tău ți-o indică, pentru că dacă intri în belele, cu siguranță spiritul tău va da și soluții să ieși din belele. O chestie foarte interesantă în care cred cu toată ființa mea și de aceea în fiecare zi am reușit să-mi depășesc frica, pentru că fiecare dintre noi avem diverse frici. Mai ales în această lume, antreprenoriatul este foarte greu, pentru că eu plec dimineața, dar nu știu cum ajung seara. Adică se întâmplă atât de multe lucruri pe parcursul zilei și aceste lucruri generează o serie de emoții pe care eu trebuie să le trăiesc pe parcursul zilei și atunci este foarte important să înțeleg cum să trăiesc aceste emoții, cum să le interiorizez în mine și cum să depășesc frica, pentru că v-am zis că din punctul meu de vedere, și nu numai din punctul meu de vedere, frica este cel mai mare dușman al spiritului și ne încurcă dacă nu știm să o stăpânim, ne încurcă de la drumul nostru în această viață. Sunt în asentimentul tău, pentru că am trăit pe propria piele ceea ce spui tu și atâta timp cât știi să gestionezi aceste Elemente esențiale din existența noastră, pentru că fără ele, cred că nimeni, toată lumea se lovește de toate aceste elemente. Doar că depinde de noi cum știm să ieșim din situațiile complicate pe care viața ni le scoate în cale. Dar dacă noi suntem oameni care gândim pozitiv, care sunt om frumos, pe ansamblu și emani energie pozitivă în jurul tău, cred că n-ai cum să atragi. Depășești. Exact, cu siguranță le depășești și explicația pe care eu am găsit-o este... Iar legat de spiritualitate, foarte interesant ce ai spus. Este asta că tu, practic, ce emiți tu astăzi va genera evenimentele și oamenii pe care îi vei întâlni mâine și frecvența pe care tu o emiți va atrage aceleași lucruri. Adică dacă gândești rău, vei primi rău. De aici vorba din popor. Vorba din popor. Așa este și sunt momente în viață când ne gândim dacă ni s-ar întâmpla ce și de multe ori... cu atât mai mult. Iar dacă te întreb acum, cu atât mai mult. Ne gândim, vai, este pandemia, ce se va întâmpla cu ordinea mondială. Dacă... Dar este foarte... Oamenilor le este foarte greu să trăiască în prezent. Eu recunosc că am ajuns la concluzia că un om de succes este un om care știe să trăiască în prezent. Și în același timp contează. Da, și în același timp recunosc că nu de mult timp am învățat să trăiesc în prezent. De fiecare dată trăiam nu neapărat cu regrete ale trecutului, pentru că nu am astfel de regrete, dar cu frică legată de viitor. Nu știam ce se întâmplă, îmi făceam niște proiecții care erau doar în capul meu și o grijă în plus că nu mai oricum nu pot să le gestionez. Și atunci am încercat să studiez acest aspect și recunosc că citesc cărți de spiritualitate, urmăresc oameni care sunt mult mai pricepuți decât mine în acest domeniu, cărți de dezvoltare personală și am realizat că viața este atât de frumoasă dacă știi să o trăiești în prezent, să vezi ca fiecare zi ca pe un eveniment special din viața ta, să lupți cu toată ființa ta pentru ceea ce crezi și ceea ce simți și în același timp oamenii din jurul tău să-i tratezi ca făcând parte din sufletul tău. Cred că dacă aceste trei lucruri reușești să le faci, cu siguranță o să fii un om fericit. Știi ce mă gândeam acum, uite, ascultându-te? Oare, știi, am putea pune întrebarea asta. Această gândire, oare nu vine odată cu maturizarea noastră, de la o anumită maturitate și a lecțiilor de viață pe care noi le-am trecut, le-am depășit, ne-am lovit, ne-am căzut, ne-am ridicat. Cred că... N-ai cum să înțelegi. Nu? Dacă nu proiectezi informația atunci când afli de ea pe experiența ta anterioară, nu ai cum să înțelegi, pentru că trăirile sunt unice pentru fiecare și nu se învață de la cineva. Adică fiecare om experimentează propria lui viață și are propriile lui trăiri și sunt de acord cu tine că, uite, dacă mă întrebai acum 5 ani despre aceste lucruri... Nu le vedeam la fel. Da, exact, nu le vedeam la fel. Și pot să spun că mă bucur atât de mult că am reușit să descoper pentru mine, pentru că adevărul pe care eu l-am descoperit și în care eu cred nu înseamnă că este un adevăr universal pentru toată lumea, dar este important cum mă simt eu. Deci eu de când am descoperit aceste lucruri mă simt mult mai puternică și trăiesc viața mult mai profund. Și aceste lucruri îți oferă liniște. Da, și acest lucru mă bucură foarte, foarte mult pentru că timpul vrând nevrând trece. Da, și trebuie să, în această viață, cred că noi trebuie să luptăm, să ajungem la cea mai bună forma noastră, atât fizică cât și psihică. Eu pot să spun că pentru asta lupt și lupt în fiecare zi să trăiesc emoții. Adică nu mă interesează, deși sunt un antreprenor, îmi plac banii, aș fi ipocrită să spun că nu-mi plac banii, dar nu e prioritatea numărul 1. Prioritatea nu alerg după bani, ci alerg după emoții. Pentru mine este extrem de important și mi-aș dori ca toată lumea să poată să trăiască măcar o dată în această viață emoțiile pe care le trăiești atunci când ai un vis care îl transformă într-o viziune și care se transformă într-o realitate. Deci lucrurile astea, momentul în care vezi că se concretizează visul tău după atâta muncă, după atâta zbatere, după atâtea momente de dorință de renunțare, pentru că trebuie să realizăm faptul că... Cum se zice, seara ești epuizată și spui gata, mă opresc și dimineața spui și, nu, eu nu îl iau de la capăt, când, nu? Da, simți că nu mai poți, îți spui, ba parcă tot mai pot puțin. Da, pentru că e visul în care crezi, da, la, de asta la speranță. Eu încurajez și toți oamenii să lupte cu toată ființa lor pentru ceea ce simt și ceea ce cred, pentru că asta este cel mai important în viață și emoțiile care le generează rezultatul final sunt efectiv unice, indiferent ce înseamnă rezultatul final. Adică dacă eu îmi propun ca toată viața, nu știu, să citesc numai cărți, să stau într-o bibliotecă, este perfect. Deci emoțiile sunt identice cu unul care își propune, nu știu, să aibă milioane. Fiecare om are propriile lui obiective și propriile lui lucruri care îl încarcă și îl ajută să fie el în ordine cu propria lui persoană. Dragi spectatori, nu știu dacă primiți informația la fel sau trăiți ceea ce spune Laura. Sunt într-adevăr niște trăiri și felul cum vorbești, cum se spune, chiar trăiești ceea ce spui și... Da, pentru că acum se face un schimb energetic între noi și e foarte important. E numai pomenit. Eu înțeleg mesajul și câteodată mi se mai face pielea de găină, așa, și pentru că eu chiar știu. Să spun de ce ți se face. Da, și eu recunosc că tot citind am ajuns la concluzia că cel mai important este energia pe care tu o emiți și atunci eu sunt o persoană care încerc să mă încarc energetic foarte mult și să dăruiesc din energia mea celorlalți, pentru că un om de afaceri de fapt asta face. În fiecare zi, în baza unor procese pe care el le-a construit, dăruiește energie oamenilor care lucrează pentru el să pună în mișcare aceste procese. Și atunci asta tu faci zilnic. Trebuie să dăruiești energie celor din jur ca procesele să meargă, dar evident că și tu, la un moment dat, energia asta este limitată. La un moment dat trebuie să te încarci și trebuie să ai propriile rețete ca să te încarci și recunosc că și aici am studiat foarte mult și mă încarc cu energie atunci când simt că sunt epuizată și acest lucru se vede prin interacțiunea mea cu oamenii, pentru că este foarte important să emani acea energie pozitivă, să simți cum corpul tău energetic este la parametri maxim și prin tine curge fluidul eteric ca să poți să... Dar cum te încarci tu cu energie? Pentru că, într-adevăr, tu radiezi energie. Tu, în momentul în care intri undeva, este clar că, știi cum se spune, strălucește și emană razele acelea de soare care te încălzesc. Epuizarea vine și către tine. Evident. Dar totuși, cum reziști? Sau nu știu, dăm o rețetă să-mi dau seama. Păi uite ce fac eu. În primul rând, ți-am zis că am reușit să mă vindec de frică. Deci asta... Problema numărul 1. Problema numărul 1. Nu mai mi-este frică aproape de nimic, pentru că în momentul în care eu sunt sănătoasă, sunt convinsă că indiferent ce s-ar întâmpla, eu voi găsi soluții la fiecare problemă. Și evident că sănătatea nu o pot controla. Vine o parte genetic și o parte de felul în care tu ai grijă de tine. Acum eu am acceptat că pe partea genetică totuși am ajuns la o vârstă și nu am avut probleme, deci pe partea genetică stau foarte bine în ceea ce privește sănătatea. Mulțumesc familiei mele că am crescut foarte sănătos, am crescut la Târgu Jiu cu mâncare dintre asta foarte sănătoasă. Bunicii mei aveau o casă la țară și mâncam produse naturale. Știi cum am gândit și eu la ce spui tu acum? Vorbeam cu fiica mea și cu frica virusului și cu ne-a ferit Dumnezeu, deci suntem în regulă, nu ne-am vaccinat încă, dar ne dorim să facem lucrul ăsta și la un moment dat îi spuneam eu, Elisei, zic, mamă, ai grijă cu masca, ai grijă să nu... Și zice, da, dar și tu ești expusă mai rău decât mine și eu îi dau o replică, da, dar eu am rădăcini sănătoase, am crescut la țară cu găina în curte, cu... Da, eu trebuie să spun că am avut un șoc. Iar tu, pe tine te-am crescut de multe ori nu la fel, pentru că am luat din comerț, că asta a fost. Evident, eu am avut, recunosc că am avut un șoc când am venit în București la 18 ani să-mi încep studiile la facultate. Până atunci mâncasem numai mâncare de la țară și am venit la o mătușă din București care mi-a făcut o omletă cu ouă din oraș. Recunosc că am fost șocată, nu am înțeles ce mănânc. A fost primul meu șoc. Și, deci, revenind la rețeta care te încarcă cu energie. Deci, în primul rând, am eliminat pe cât posibil această teama mea că ceva se întâmplă rău, deci frica am eliminat-o pentru că am lăsat spiritul meu să mă ducă liber, să zburde așa prin văzduc și să mă ducă acolo unde trebuie să mă ducă. Deci, după povestea cu sănătatea, nu poți să o elimini, că nu știi, sunt niște parametri care nu țin neapărat de tine, dar poți să-i controlezi. Sănătatea nu este de fier, ea trebuie ajutată să se exprime. Și recunosc că sunt o persoană care am grijă de sănătatea mea, adică periodic mă duc și îmi fac analize. Iau vitamine, pentru că, da, iau vitamine și pot să și spun ce vitamine iau. Iau vitamine de la cel mai mare producător de vitamine pentru reconstrucție celulară. Este vorba de USANA, nu știu dacă ai auzit de această companie, este din Statele Unite. Recunosc că aceste vitamine mi-au schimbat viața, care de fapt sunt niște suplimente alimentare, deci nu și ei continuu sau continuu? Da, eu continuu, deci practic sunt zinc, magneziu, tot complexul de vitamine, dar ei au o anumită tehnică de preparare care îi face să se diferențieze față de ceilalți. Deci am grijă de sănătatea mea din această perspectivă. Cât timp faci asta? E important. Păi asta fac cap de 2 ani și vreau să spun că parcă Dumnezeu a făcut, că nu pot să zic altfel. Eu n-am avut nicio problemă pe perioada, perioada pandemiei și nu mi-a fost frică, pentru că știam, culmea, cu 6 luni înainte să apară pandemia, eu am început acest tratament cu vitamine, adică corpul meu, la momentul la care a apărut în martie anul trecut pandemia, era deja alimentat și dus pe zona de imunitate la parametrii maximi. Recunosc că am respectat regulile pe care trebuie toți să le respectăm, dar am fost în colectivitate, adică n-am fost o persoană care nici în starea de urgență a trebuit să mă duc la birou. Până și medicii care au purtat și tot au luat, deci dacă... și n-am avut până în momentul de față, mulțumesc lui Dumnezeu, coronavirus, deși am fost o persoană care n-am stat nici măcar o zi acasă, deci nici când a fost starea de urgență anul trecut, nu am stat deloc acasă, dar am lucrat mai mult. Îmi cer scuze că te-am întrerupt, dar să nu uit ideea. Tu ai spus, știi, ai luat ei acest complex de vitamine. Eu nu există dimineață, indiferent cât de vreme aș pleca de acasă, să nu beau un pahar de apă caldă cu lămâie, o jumătate de lămâie, dar eu pun mai nou și miere, dar foarte multă miere. Eu pun de mugur de brad făcut de mama de la Târgu Jiu. Eu miere tot așa din familie, pentru că sora mea este foarte recomandat. Deci și am sesizat și am zis, dom'le, eu până anul acesta care a trecut cu pandemia, cred că era anual, eu răceam. Deci în perioadele de trecere de astea răceam. Eu n-am mai răcit dinainte de pandemie. Pe de altă parte, gândirea, iarăși, gândirea. Faptul că mă gândesc că nu se va atinge nimic de mine. Exact, este foarte important. Doamne ajută să se mențină. Exact ce am zis, ceea ce tu emiți, aia atragi. Adică dacă stai într-o spaimă, aoleu, o să vină pandemia, aoleu, o să fiu la terapie intensivă, aoleu, ce o să ne facem? Acolo o să ajungi, într-un final. Și recunosc că ciudat, persoane care erau mai precaute decât mine în a se feri de pandemie, cu dezinfectantul peste tot, tot timpul cu mască, tot timpul cumpărau ceva, întâi să le dezinfecteze și după care să le depoziteze, într-un final au făcut. Au luat virusul. Așa, deci odată, zici tu, ai grijă de sănătate. Să ai grijă de sănătate, să nu ne îndepărtăm de cum ne încărcăm cu energie. Vreau să respectatorii de emisiunea ne ajută să... Este foarte important ca tu să nu-ți fie frică de nimic și să ai grijă de sănătate, pentru că astea sunt niște lucruri foarte importante și să conștientizezi mental că dacă tu ești o persoană sănătoasă, nu există oriunde pe lumea asta, tu vei găsi soluții la probleme. Acum deschid aici o paranteză, eu am fost pasionată de matematică și... știu. Am fost pasionată de matematică. Tu ai terminat ASE-ul. Da, am terminat ASE-ul și am terminat liceul Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, specializarea în matematică fizică. Uite, te opresc acum, Caterina Teodoroiu, Tudor Vladimirescu, Brâncuș și Laura Ciuhu, ce îi leagă peste ani pe acești oameni? Uite, o întrebare care am preluat-o, recunosc, dintr-un articol care mi-a plăcut și l-am citit despre tine. Mă onorează această alăturare a mea față de acești înaintași. Este exagerată, dar... hai să zicem că ce ne leagă cel mai mult este faptul că suntem zona aceasta a Olteniei și este o zonă cu oameni care sunt foarte, foarte muncitori și foarte ambițioși. și vă spun că ambiția este ceva ce mă caracterizează foarte mult și la un moment dat, ca să exprim așa ce înseamnă ambiția pentru olteni, da. Tudor Gheorghe spunea într-un cântec, dacă Dunăre n-aveam, Jiu Dunăre îl făceam. Da, deci ca să înțelegeți, deci aceste rădăcini ale mele din zona respectivă și-au pus amprenta asupra tipului meu de comportament și m-am învățat să fiu o persoană foarte disciplinată și foarte, foarte ambițioasă, pentru că cu timpul mi-am dat seama că orice pe lumea asta poți să obții dacă ești disciplinat și cu un antrenament zilnic. Ai niște obiective clare, ești disciplinat și ești o persoană care folosește antrenamentul zilnic. Și aici mai deschid o paranteză, am deschis foarte multe paranteze în emisiunea ta, cum este în sala de sport. Deci tu când te duci prima dată într-o sală de sport, să zicem că îți lucrezi biceps și ridici câte 1 kilogram. Ridici o săptămână 1 kilogram, până mai pui câteva grame, mai pui câteva grame și în fiecare zi, dacă te duci la sala de sport și vrei să-ți crești bicepsii și iei greutățile, o să vezi că peste un număr de zile sau un număr de luni, tu ai pornit de la 1 kilogram, dar deja ridici 10 kilograme. Deci este ceva extraordinar și eu le spun și salariaților mei. Trebuie să creștem ritmul, trebuie să ne antrenăm și să vedem în fiecare zi o evoluție a noastră, pentru că numai dacă vedem o evoluție a noastră vom putea să ajungem acolo unde ne dorim și vom putea să trăim în această lume concurențială, pentru că în momentul de față piața este saturată pe toate nivelurile ei și foarte greu ca antreprenor să reușești. La momentul când eu am intrat în această lume nebună a antreprenoriatului, că erai tânără, 23, aveam 24 de ani când am înființat prima companie, atunci era suficient să mulțumești clientul, să găsești acele procese care să-ți permită ție să produci un bun sau să efectuezi un serviciu pentru clienți, dar doar să-i mulțumești. Acum trebuie să-i dai pe spate. Am trecut la următorul nivel. Adică deja e extrem, extrem de greu. Dar pe de altă parte, tot timpul că ai vorbit de ambiție în ideea de dorință, de a-ți demonstra în primul rând ție că ești capabilă. Exact, nu? Ție că ești capabilă și... Voi fecioarele, ca și scorpionii de altfel, eu zic că pică mai e fecioară și așa făcând cred foarte mult în partea asta de zodii, îți conturează oarecum comportamentul și cred că fiecare părinte ar trebui că nu de mult timp chestia asta cu astrologia, cu zodiile era foarte, încă din antichitate, era cunoscută și studiată. Există o bază științifică. Există o bază științifică și atunci când se naște un copil este bine ca părintele să-i facă o astrograma pentru a ști practic cadrul în care să îl ajute pe copil să se dezvolte, pentru că el performează mai mult în zona științelor umaniste sau în zona științelor reale și să știe unde să-și direcționeze copilul, e foarte important. Nu, și asta vreau să scot în evidență că, în primul rând, principiul pe care am sezizat că se funcționează în zona fecioară, aceea de a-ți demonstra ție că ești capabil și de a, știi, îți pui un obiectiv și faci tot ce se poate. Exact, dorința de a transforma un vis într-o realitate. Și să revenim la energie. Sper să reușim să terminăm până la sfârșitul emisiunii. Deci am zis că să te încarci energetic este foarte important să emiți tu pozitiv, să fii o persoană sănătoasă, să nu-ți fie frică de nimic și evident pe parcursul existenței noastre nu putem înlătura gândurile negative ale oamenilor din jurul nostru, pentru că degeaba o să emani o energie pozitivă dacă în jurul meu sunt oameni care emană negativ și estompează din ceea ce cum reușim să ne protejăm? Cum reușim să sunt tehnici de curățare energetică, una dintre ele este acupunctura. Eu folosesc sportul. Pentru mine sportul, sunt o persoană care fac aproape în fiecare zi o oră sport. Adică? Fac niște exerciții simple de pe internet, poți să le iei sau poți să discuți cu un antrenor personal care să-ți trimită câteva de câteva exerciții. Și când nu era pandemia, mergeam la sală de sport? Mergeam la sala de sport, aveam abonament la sala de sport, dar a venit pandemia și atunci am încercat să-mi găsesc acasă instrumentele de lucru. Deci avem nevoie de mișcare fără nicio discuție. Avem nevoie de mișcare, avem nevoie, acum fiecare pe tipologia lui, din când în când să mergem la, să facem meditații, iarăși este o activitate. Asta? Acum nu știu să intru în profunzimea lor. Scurt. Acum am intrat și respectator, vreau să aflu eu și în măsură vreau să vă deci tehnicile de meditații din yoga, adică dacă vreți să studiați, dați tehnici de meditație pe Google și cu siguranță vă indică câțiva pași elementari. Nu să mergeți foarte abrupt în zona asta, ci pur și simplu într-o stare de liniște tu cu tine, pe un anumit, fond muzical. Să încerci să te liniștești 15 minute, să nu te gândești la nimic altceva, să vizualizezi un anume punct. Sunt anumite tehnici în zona asta, dar recunosc că au efecte curăță energetic. Mai există și ședințe de bioenergie. Sunt anumite persoane care au un har de a încărca energetic și eu am auzit și recunosc că am fost adică am la ședințe. Nu aș fi testat. Adică la început nu eram când mi-a povestit cineva că uite, mergi la o astfel de ședință și o să vezi automat cum corpul tău reacționează în funcție de ce dictează altcineva, n-am crezut. Recunosc că eu sunt zodia Fecioare și sunt foarte analitică, sunt o zodie de pământ, nu prea cred în povești. Și am mers pentru curiozitate și am simțit automat, în momentul în care am plecat de la aceste ședințe, în momentul în care m-am uitat în oglindă și m-am uitat în ochii mei, efectiv sclipeau atât de puternic încât nu puteam să mă uit eu la mine. Așa funcționează. Funcționează pentru că noi trebuie să eliberăm toate chakrele, adică noi suntem un corp fizic și un corp energetic. Corpul fizic susține de fapt invers, corpul energetic susține corpul fizic și dacă corpul energetic nu este în parametri maxim, de aici apare problemă pentru corpul fizic și apar bolile și alte lucruri. De aceea spuneam că pentru a te încărca energetic trebuie să te cureți. De meditații, de sport, de ședințe de acupunctură. Recunosc că am făcut și acupunctură, am studiat și... Acum dau seama de ce ai rezistat, deci trebuie să știi să ai grijă de sănătatea ta, că de fapt asta este. Trebuie să știi să ai grijă și mentală. Și un antreprenor cu atât mai mult, pentru că un antreprenor trăiește zilnic extrem de multe emoții, atât pozitive cât și negative. Și dacă nu știe cum să le controleze, mai devreme sau mai târziu va ceda. Eu recunosc că a trebuit să găsesc soluții, pentru că eu am business-uri în mai multe domenii de activitate și eu trebuie să fiu în permanență conectată la toate aceste business-uri și este foarte greu pentru că sunt în domenii diferite, în domeniul energiei regenerabile, fondurilor europene. Mai nou am deschis și un laborator cu dulciuri artizanale. Lucrez în domeniul de tricotaje, adică am foarte multe domenii și atunci trebuie să fiu capabilă să depășesc emoțiile zilnice și să fiu într-un echilibru, pentru că e foarte important să fim într-un echilibru. Au apărut aceste afaceri în viața mea pentru că eu am avut nevoie să fiu într-un echilibru. Deși, într-adevăr, este foarte greu că sunt mai multe afaceri și mai greu de gestionat, dar dacă se întâmplă ceva negativ cu una dintre ele, nu se poate în aceeași zi să se întâmple cu toate. Foarte bună. Și atunci îmi dă acel echilibru după care eu tind, pentru că eu în existența mea tind în momentul de față să fiu în cea mai bună, să-mi ating cea mai bună variantă fizică și psihică, versiunea mea. Și în același timp să fiu într-un echilibru cu tot ceea ce se întâmplă. Mă gândeam acum, Laura, e clar, ca să poți să reușești și să ajungi un antreprenor de succes, este clar că tu ai știut să faci alegeri potrivite, alegeri bune și să te înconjura de oameni, zic eu, trebuie, ca și tine, adică dacă nu ar avea încredere în tine, tu n-ai avea încredere în ei, n-ai rezistat, nu știu, sau care e secretul? Deci trebuie să spun că eu sunt astăzi aici în exclusivitate datorită oamenilor pe care eu i-am întâlnit pe parcursul vieții mele, acești oameni nu numai că mi-au arătat încotro să o iau, dar au fost și lângă mine ca să mă învețe să o iau pe drumul respectiv. Au fost niște spirite mesagere care au venit către mine să-mi arate ce am eu de făcut. Și ți-am zis că eu cred foarte mult în reîncarnare. Recunosc că eu nu am făcut o școală de business pentru nivelul de business pe care eu îl desfășor acum, pentru că în România nu există. Tu ești fata care ai venit în București, ai terminat facultatea. Da, am terminat facultatea. La 18 ani în București. Uite, ca să revenim puțin la povestea de viață. Am venit la 18 ani în București. Recunosc că mi-am dorit foarte mult să vin în București, să fie centrul universitar în care eu să fac facultatea și am muncit în timpul liceului să iau din prima la facultate. Am terminat ASE-ul, facultatea de contabilitate și informatică de gestiune și am venit la facultate. Mi-a fost extrem de greu să mă acomodez la București, pentru că în primele luni am venit de la mama de acasă și a trebuit să stau la cămin. Și erau atunci ultimii ani când ASE-ul avea studenți încă în anul 5, deci erau colege de ale mele de anul 5. Stăteam cu ele în cameră, ele aveau o altă experiență. Eu eram fata de la Târgu Jiu, tocilară, care vrea să se ducă la cursuri, să învețe. N-aveam liniște. Mergeam, ajunsesem, te rog să mă crezi, că ajunsesem să merg pe stradă și să plâng de ciudă că am luat la facultate. Așa, atât de greu a fost acomodarea mea. Și am mai avut și ghinionul că am fost într-o grupă a ASE-ului cu foarte mulți bucureșteni, adică ASE-ul avea o serie cu grupe și în grupa în care eram eu, în serie erau foarte mulți din provincie, dar nu știu cum s-a întâmplat că în grupa în care eu am fost erau foarte mulți bucureșteni. Eu la momentul respectiv aveam foarte pronunțat accentul oltenesc. Da, m-am lovit și eu de el, poate nu știi, și eu am terminat liceul la Radu Greceanu în Slatina, foarte tare. Iar Șușa, de unde vin eu, este la, undeva la granița 30 de km de Slatina, 30 de km de Drăgășani. Deci tot cam în zona Olteniei, la Muntenii. Și recunosc că și aveam acel accent care m-a... Și recunosc că la momentul respectiv, adică ajunsesem ca colegii mei să oarecum să imite. Să oltenește, cum vorbeai tu. Tot timpul să mă imite, să mă privească așa, ești olteancă, deși era o chestie de mândrie pentru mine, ajunse să nu mai fie mândrie și mă enervam, dar ce au ăștia, dar cum vorbesc eu? Pentru că eu la momentul respectiv, venind din mediul unde se vorbește oltenește, în mediul de aici, nu sesizam de ce îi deranjează pe ei, între ghilimele deranjează. Acum recunosc că și eu, în momentul în care sunt cu mai mulți oameni și parte din ei vorbesc oltenește, într-adevăr sesizezi imediat, deși mai vorbesc din când în când, nu la nivelul cum vorbeam imediat când am venit în București, dar când mă duc la Târgu Jiu acasă, automat nu mai oltenește, involuntar. Involuntar vorbesc. Mă dusei, pusei. Mă dusei, pusei. Și revenind la anii facultății, mi-a fost foarte greu. A fost o perioadă de criză în care, ți-am zis, efectiv mergeam pe stradă și plângeam, dar după care mi-am revenit, am tras așa aer în piept și am zis eu trebuie să mă lupt cu aceste provocări și am început să mă acomodez. Că de fapt problema era la tine, nu era la ei. Am început să mă acomodez și cu căminul și cu ce înseamnă Bucureștiul, totuși veneam dintr-un oraș de provincie, micuț, în toată nebuneala asta de aici din București și... Nu știu, cred că destinul, adică, dar ce destinul dat, nu ăla care îl facem noi, am făcut să mă angajez din al doilea an de facultate la o companie aici în București, la departamentul financiar contabil, ceea ce făceam eu la școală și încet, încet am putut să unesc teoria cu practica și practic la 6 luni din momentul în care am terminat facultatea am fost numită director economic acolo, la aceeași companie. A fost un lucru onorant pentru mine, după care a urmat o nouă etapă în dezvoltarea mea. Mi-am luat toate diplomele postuniversitare în domeniul financiar-contabil, respectiv auditor, evaluator, expert contabil. În momentul în care mi-am luat acest titlu, am putut să-mi fac propria mea companie și așa am intrat eu în lumea antreprenoriatului, având o companie care oferea clienților servicii de contabilitate și primul meu client a fost, de fapt, compania unde eu activam ca și salariat. pentru că am avut flerul, intuiția să am o discuție cu proprietarii companiei, să le arăt care sunt costurile cu departamentul financiar contabil și am zis, uite, astea sunt costurile, eu mi-asum responsabilitatea că totul rămâne așa cum era când eu eram salariat aici și costurile se duc la jumătate. Și atunci, da, și cunoscându-te inclusiv. Da, m-au și cunoscut, da. Și au pus în balanță costul versus calitatea serviciilor. M-am ținut de treabă și astăzi ei sunt clienții ai companiei mele, deci, da, de foarte mulți ani. Da. Dar a fost o conjunctură și a fost ceva ce am simțit oportunitatea lucrurilor la momentul respectiv, deși nu știam nimic despre zona antreprenorială. Adică a fost așa. Știi ce este interesant? Vreau și eu aici. Da, da, dar știi ce este interesant? Că toate aceste momente de succes ale carierei tale au fost recunoscute public. Pentru că tu ai fost de foarte multe ori, nu știu, femeia anului, femeia... Da, da, deci foarte multe premii, foarte multe distincții, da, care ți s-au... nu știu să spun, uite, să dau un exemplu ca să vezi o întâmplare, că de asta revin și spun că cred în reîncarnare și în reîncarnare și faptul că eu ceea ce fac acum sunt niște lucruri care mie îmi vin instinctiv. Da, adică pare că... Eu acum dacă mă întreb, eu nu mai realizez drumul până am ajuns aici. Eu mă trezesc cu aceste lucruri pe care... acest patrimoniu pe care l-am de gestionat. Pare că cineva mi l-a pus în față, dar mi-a pus în cap și strategia prin care să fac lucrurile astea. Adică pare că ceva am făcut anterior venirii mele pe acest pământ și acum ele îmi vin într-un mod natural. Da. Știi cum se zice? Trebuie să-ți găsești drumul tău în viață, pentru ce ești tu drumul și pasiunea. Tu vorbești cu a ta pasiune încât tu nici nu mai conștientizezi de fapt că munca ta de fapt e, sau nu, conștientizezi clar, cum se spune, nici nu simți că muncești. E, exact. M-a spus Confucius, da? N-am muncit nicio zi în viața mea pentru că îmi place ceea ce muncesc, ceva de genul. Da, numai din exterior pare o nebunie, dar uite, să-ți dau un exemplu. Îmi place să mă duc în concediu, dar nu atât de mult să stau o lună. N-aș putea să stau o lună în concediu. Nu, nici eu. Sunt o persoană extrem de activă și îmi place, într-adevăr, ceea ce fac și ți-am zis, am intrat în această lume nebună a antreprenoriatului fără să știu. De asta, legat de ce m-ai rugat, o să dau niște sfaturi pentru cei care vor să intre în această lume. Și să aibă curaj. În primul rând, cred că curajul este definitoriu. Nu? Dacă nu ai curaj, nu știi ce căuta aici. Mă cam feresc să dau sfaturi, pentru că ți-am zis... Nu vorbim de povestea ta. Nu, exact. De ce mă feresc să dau sfaturi? Pentru că în momentul în care tu afli un sfat de la mine, un sfat de la altcineva, îți faci tot felul de scenarii în cap și îi zici, măi, dar nu sunt de asta, nu mai mă apuc, renunț, știi? Adică eu vreau să zic că este important, dacă vrei să intri în această lume a antreprenoriatului, în primul rând trebuie să te duci să-ți faci analizele, să vezi dacă ești un om sănătos. Deci este foarte important. Ca să reziști. Ca să rezistă. Da. Dacă ești un om sănătos, e bine să o iei pe zona asta. În același timp, trebuie să fii un om care să conștientizezi că în momentele grele, de cele mai multe ori ești singur. Adică să te bazezi tu pe tine. Dacă ești o persoană care tot timpul când ai o problemă te lamentezi și te duci la 1000 de alte persoane să le spui despre cât de rău ți este ție și ce probleme ai tu, n-ai ce căuta aici. Pentru că tu trebuie să ai problemele pe masă, dar tot tu trebuie să-ți găsești soluții și să nu te lamentezi în jurul tău. Deci trebuie să fii o persoană puternică care nu se vaită la mama, la tata, la apropiații, la familie, că uite în ce situație sunt. Evident să ceară sfatul atunci când unor persoane care crede el că ar putea să-l ajute. Nu poți și simplu să se plângă și să facă pe victima. Deci dacă ești o persoană care îți place să fii victimă, n-ai ce căuta în această lume a antreprenoriatului. Să-ți faci analizele, să fii ca tipologia care ți-am zis, să ai un caracter foarte frumos, pentru că dacă nu ai cei 7 ani de acasă și nu ai un caracter frumos, poate câștigi niște victorii de etapă, dar nu câștigi război. Nu sunt război. Deci asta este foarte... Dacă nu știi, trebuie să știi să lași de la tine, să fii o persoană care întâi dă ca să primească, pentru că altfel iarăși nu vei face performantă. Ce atribute ar trebui să aibă o persoană care vrea să meargă pe acest drum? Să fie sănătoasă, să aibă un caracter puternic, frumos. Un caracter frumos, să fie o persoană curajoasă și să realizeze că doar 30% din demersurile unui antreprenor sunt sortite succesului, 70-80% sortite eșecului și să nu se lase bătută în momentul în care se abată de la drumul ei, în momentul în care apar dezamăgiri, ci doar să analizeze unde au greșit și să aibă puterea să se ridice și să ia de la departe. Dar e mai greu pentru o femeie, clar, nu? Un bărbat, poate să treacă mai ușor un bărbat în această lume a afacerilor peste toate aceste... Da, nu știu dacă e mai greu pentru o femeie sau... o femeie mai puternică. Pare că o femeie este mai puternică. Mai puternică, nu? Da, exact. Și o femeie poate să gestioneze mai multe lucruri în același timp și să se concentreze pe mai multe obiective în același timp și în momentul de față este situația economică mondială pe care noi o trăim, este extrem de dificilă și cred că femeile fac față mai bine acestei provocări decât bărbații, dar nu generalizăm, evident. Știi, uite, mă dați seama aici și vreau să te întreb așa concret, cât de mult ai învățat tu de la partenerii de afaceri? Ai învățat, adică unii ți-au fost mentori sau aș vrea să îmi spui părțile bune și părțile negative. Și legat de... Da. Vorbeam de cei care vor să pătrundă în această lume antreprenoriatului, să aibă calitățile despre care noi vorbeam anterior, dar și să-și găsească pe cineva care să-i ajute, un mentor care să-i ajute să evolueze. Deci ai nevoie clar. Ai nevoie clar de un mentor care să fie lângă tine atunci când nu e sigur pe anumite decizii, el să-ți valideze acele decizii, pentru că oricâtă carte ai învăța, oricâte cărți ai citi, experiența își spune cuvântul și ai nevoie de un mentor și ai nevoie de oameni de succes pe lângă tine pe care să-i privești nu cu invidie, ci cu admirație că într-o bună zi și tu o să poți să fii ca ei. Pentru că poporul român în momentul de față se confruntă cu această invidie profundă. Adică în loc să te duci să întrebi tu cum ai făcut, poate poți să mă ajungi și pe mine, te gândești să zici, aoleu, dar sigur a furat, sigur nu știu ce a făcut, că nu putea să ajungă în această... Deci se pune eticheta. O etichetă pur și simplu generalistă în loc să individualizeze. E dificil din perspectiva asta. Deci am avut parte de oameni care ți-au fost mentori și am avut, recunosc că sunt o persoană care lucrează în echipă foarte bine și realizez că niciodată de unul singur nu o să poți să faci performanța pe care o faci în echipă. Am avut și eu dezamăgirile mele și nimeni nu scapă de dezamăgirile partenerilor, salariaților. Sunt niște lecții pe care trebuie să le înveți și trebuie să mergi mai departe. Adică, deși am avut dezamăgiri de la parteneri, recunosc că în continuare lucrez cu parteneri, pentru că nu poți să reziști altfel. Deci este bine să-și găsească un mentor și eu am avut mentor și ți-am zis că sunt astăzi aici pentru că oamenii pe care eu i-am întâlnit mi-au influențat viața și tot ceea ce sunt eu astăzi de fapt sunt rezultatul acestor oameni care au fost lângă mine și m-au ajutat să evoluez prin propriul lor exemplu. Dar a contat foarte mult că tu ai știut să alegi, cred că și asta e decisiv, adică dacă tu îmi faci o alegere bună, e clar că într-adevăr și e important. Și de tine, adică și tu ai un rol. Evident, așa vorbim de destinul care ți este scris. Și mă gândeam acum, Laura, fata aceea plecată din Târgu Jiu, care uite unde a ajuns astăzi și se întoarce de multe ori acasă, nu? Părinții sunt bine. Da, părinții sunt bine, mulțumesc. Cum sunt? Ce au zis ei? Adică, tu mai ai frați? Uite, mai am un frate, este mai mare cu 6 ani decât mine, el a rămas la Târgu Jiu și îmi dă oarece liniște că el este acolo cu părinții mei și asta este un echilibru pentru mine. Cum e mama? Ce reprezintă mama pentru tine? Mama a reprezentat pentru mine un model de forță care s-a impregnat inclusiv asupra mea. A fost omul care a gestionat familia, a fost omul care a găsit soluții la orice problemă și trebuie să recunosc că dacă nu era ea, nu eram astăzi ceea ce sunt. Și la un moment dat fratele meu are un băiețel pe care îl crește mama, da, și el a evoluat atât de frumos și acum eu am putut să văd cât de mult a luptat mama, văzând rezultatele ei cu creșterea nepoțelului, da, cât de mult a contat în evoluția mea și a fratelui meu ca să fim astăzi ceea ce sunt. Da, da. Da. Și tatăl? Tata? Ce zice? Uite, fata mea, unde a ajuns? În București, ce zice? Da, evident că la început au fost oarecum supărați. Plus că te-au văzut tot timpul la televizor, da, pe diferite... Au fost supărați că rămân la București, mă rog, îți dai seama, copilul rămânea la București. Da, atunci. După care s-au obișnuit cu ideea că eu vin destul de rar la Târgu Jiu, nu pentru că nu-mi face plăcere, ci pur și simplu pentru că situația, lipsa de timp, asta e. Evident, și acum cu pandemia încerc să îi protejez. Se bucură de fiecare dată de succesele mele, dar încerc să-i țin departe de această nebunie zilnică, adică ei știu doar că sunt bine, au încredere că voi găsi soluții, pentru că eu când eram mică ți-am zis că îmi plăcea foarte mult matematica, da, și recunosc că în momentul în care rezolvam o problemă de matematică, erau culegerile de pe vremea comunistă, da, și imediat după, mă uitam la spate să găsesc soluția, știi că erau cu răspunsul. Da, 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 ne verificam. Da, ne verificam. Da, și da, în momentul în care vedeam că răspunsul este corect, acea trăire era extraordinară, da, și recomand părinților să fie lângă copiilor și să-i facă să le placă matematica, pentru că e drept, acum nu mai folosești matematica, dar te învață și te structurează. În primul rând, m-a învățat să alerg după emoții, ceea ce spuneam. Da. Pentru mine, ceea ce trăiam în copilărie când găseam soluția la o problemă, același lucru trăiesc acum când un vis de-al meu se transformă în realitate, adică se egalizează ca și intensitate trăirile. Matematica învață să fie organizați și un lucru extrem de important pe care eu îl... cum să zic, l-am conștientizat așa în ultimul timp, te învață că la orice problemă există o soluție. Da, da, nu trebuie să intri în panică, ci pur și simplu trebuie să te zbați să găsești acea soluție. Și asta te învață matematica. Dacă ar fi așa să parafrazez viața este o problemă de matematică. În opinia mea. Este o problemă de matematică și depinde să găsești soluția. Da, uite, foarte... Dar și o problemă grea, cum era în gazeta matematică, nu știu dacă știi, deci nu orice problemă. De olimpiadă. Am participat, pentru că era atunci chiar, doamne, nu spun că nu se face educație la un nivel superior și acum, dar parcă pe vremea noastră era un pic era altceva și se lucra foarte bine. Olimpiadele, eram nelipsiți la română, matematică. Da, și se încuraja foarte mult și competiția constructivă, pozitivă, deci nu era... Uite, apropo de copilărie, eu am ajuns la 18 ani așa cum am ajuns și mi-am folosit de ceea ce am acumulat în 18 ani de trăiri ale copilăriei și adolescenței mele la Târgu Jiu, pentru că am fost într-un mediu foarte competitiv, inclusiv la școala primară și la liceu. Da. Noi eram o clasă foarte, foarte bună. Toți vroiam mai mult. Contează temelia pe care se construiește. Evident, și anturajul. Extrem de mult. Anturajul, pentru copil, anturajul este definitor, din punctul meu de vedere. Anturajul și contează foarte mult cum mama reușește să-i dezvolte inteligența emoțională a copilului, pentru că eu cred că în primii 2 ani rolul mamei este fundamental în această dezvoltare emoțională a copilului. Pentru că diferența între învingători și învinși, din punctul meu de vedere, este dată de această inteligență emoțională. Spune-mi, Laura, acum... nu știu, au trecut ani, tu ești la rândul tău un mentor pentru alți antreprenori, fie că sunt femei, fie că sunt bărbați. Cum vezi viața acum de la acest nivel? Mă refer viața profesională. Tu ai dezvoltat inclusiv Faci parte dintr-o organizație, nu? Uniunea Națională a Patronatului Român. Sunt prim vicepreședinte în această organizație și mă bucur foarte mult că eu împreună cu colegii mei de acolo încercăm să coagulăm mișcarea patronală din România și să fim un sprijin pentru companiile mici și mijlocii din România și în același timp un partener de dialog pentru autoritățile publice și locale, pentru că este extrem de important noi să venim cu probleme în fața autorităților și în fața politicienilor, dar să venim și cu soluții. Toată lumea critică în momentul de față, fiecare critică pe fiecare, dar problemele nu se rezolvă. Atunci, noi, în cadrul organizației noastre, avem o politică de a realiza coagularea mișcării patronale din provincie către București, pentru că sunt foarte multe organizații patronale, dar care au un sediu prin București și în provincie bate vântul, nu este nimic. Atunci noi am zis să vrem să facem în sens invers. O județ cu județ, luăm legătura cu autoritățile de acolo, cu antreprenorii de acolo, cu organizațiile patronale de acolo și pe obiective comune, prioritare, atât pentru organizația noastră, cât și pentru respectivele organizații, semnăm un acord de parteneriat să fim împreună. Eu îmi doresc foarte, foarte mult ca acest proiect se întinde pe 10 ani, deja s-au scurs 4, am făcut niște pași importanți, pentru că în momentul de față avem o acoperire foarte mare în țară și deja am început să reprezentăm un partener de dialog pentru toate ministerele, suntem invitați la discuții, la negocieri și ce este cel mai important este că am reușit să încheiem parteneriate în plan extern cu organizații patronale similare și să încercăm să ajutăm industria românească care suferă foarte mult pentru că nu este promovată așa cum ar trebui să fie promovată la nivel internațional. Noi avem fabrici care produc bunuri extrem de competitive, dar care nu știu să se prezinte la nivel internațional. Și noi am încheiat o serie de acorduri cu partenerii noștri din Europa. Cel mai relevant este cu organizația BFAO, care este cea mai mare organizație patronală din Germania. Acolo, în Germania, această organizație pune miniștri, adică nivelul ăsta de forță o au organizațiile mici și mijlocii. Nimic nu se face fără acordul acestei organizații și așa este normal, adică eu n-am nimic cu partea publică, cu bugetarii. Am cunoscut foarte mulți bugetari extrem de pregătiți, dar trebuie să realizăm că în momentul de față trebuie să se facă curățenie. M-aș bucura ca guvernul actual să facă ceva, mai ales că merge pe principiu și asta mi-a plăcut foarte mult, deși n-am văzut, că intrăm acum și în zona politică, n-am văzut niște realizări profunde, niște realizări profunde. De exemplu, pe mine m-a încântat foarte mult când și-a preluat mandatul domnul Câțu, a spus că întreaga politică la nivel guvernamental va fi bazată pe faptul că antreprenorul român este un erou, ceea ce este într-adevăr antreprenorul român. Eu mă bucur astăzi pentru că latura privată, vezi bine, a fost lăsată așa într-o voie a sorții mai degrabă. Dar a fost doar la nivel de concept, pentru că până astăzi, realist vorbind, eu am fost, când am auzit această declarație, îmi venea să sar de bucurie și de fericire. Zic, uite, dacă tratăm că antreprenorul, dacă plecăm de la premisa că antreprenorul român este un erou și hai să ținem în viață acest erou pentru că să-l ajutăm să se dezvolte, pentru că odată cu dezvoltarea lui se dezvoltă întreaga această țară, eram extrem de fericită și vreau să se întâmple lucruri. Nu s-au întâmplat, eu mai aștept să se întâmple și revenind la Uniunea Națională a Patronatului Român, într-adevăr, noi încercăm să fim un partener, așa cum am spus, de dialog pentru autoritatea publică și locală și în același timp un sprijin pentru membrii noștri, pentru că numai în echipă putem să ne impunem propria viziune asupra mediului antreprenorial și în același timp avem aici o activitate de mentorat pentru tineri antreprenori, îi ajutăm fiecare cum poate să se simtă așa că au un sprijin pentru orice problemă atunci când se confruntă. Ar merita să fie încă din școală implementată ideea aceasta de educație antreprenorială? Evident că noi, în zona asta, noi nu avem foarte mulți ani de capitalism, deja faci deci comparativ trebuie, cu... Adică să nu... Tu ai avut o șansă a ta, uite... Da, o șansă a destinului meu. Eu am avut... Dar ce e foarte greu. Ce vine din urmă? Exact. Ar trebui, clar, ar trebui încă din liceu să se facă cursuri, poate chiar opționale, dacă nu se pot fi permanente, în domeniul ăsta al antreprenoriatului, pentru că țara asta are o singură șansă să se dezvolte antreprenoriatul. Uite, Laura, eu am niște întrebări exacte, așa, și vreau să răspund la întrebări. Vreau să-mi spui așa, cu toate că ai răspuns, dar vreau să... Care crezi că a fost șansa vieții tale, în primul rând? Șansa vieții mele au fost oamenii pe care i-am întâlnit în exclusivitate. Nu știu de unde au venit și cum au venit, dar oamenii pe care i-am întâlnit pe parcursul devenirii mele până în momentul prezent au reprezentat șansa mea. Spune-mi, e sigură de vreun lucru? Nu, sunt sigură că atâta timp cât o să fiu sănătoasă, voi găsi soluții la orice problemă. Ai vreun regret în momentul de față? Nu am niciun regret. S-a mai zis în emisiune că sunt o persoană care nu are regrete și pur și simplu consider, chiar dacă recunosc că am făcut greșeli, adică dacă îi privesc în spate, sunt momente care astăzi aș putea să le abordez altfel, dar nu le consider ca pe niște greșeli, că nu mă învinovățesc eu pe mine pentru absolut nimic, ci consider că atunci am luat cea mai bună decizie cu informațiile și cu structura mea psihică de la momentul respectiv și nu mă învinovățesc cu absolut nimic. Concluzionând, poți să-mi faci un portret al antreprenorului ideal? Ideal. Tu ai cam atins la asta. Nu, să nu exagerăm. Nu sunt un antreprenor ideal. Ar exista o rețetă? Bine, tu mi-ai spus în 3 pași așa. Da, ți-am zis, antreprenorul ideal este omul care consideră că niciodată succesul nu este definitiv. Aha. Și are tot timpul în cap acest lucru. Și nu uită niciodată de unde a plecat și nu uită să trateze oamenii din jurul lui ca făcând parte din sufletul lui. Dar succesul, în opinia ta, cum îl poți defini? Ți-am zis, aveam mai multe variante de a defini succesul. Până acum vreo câțiva ani defineam succesul ca fiind ceva care îți place, adică să faci în fiecare zi ceea ce îți place și aveam eu, găsisem tot așa citind undeva o frază care mi-a atras atenția și foarte sugestivă, că este foarte important ca atunci când pleci de acasă și te întorci seara să se întâmple numai lucruri care îți plac și astea sunt oamenii de succes, care fac în exclusivitate 24 de ore lucruri care le fac plăcere, care încarcă energetic și cu care se simt bine. Că nu-i chiar așa. Astăzi pot să spun că, din punctul meu de vedere, un om de succes este un om care trăiește în prezent. Mi se pare de departe cel mai greu lucru de atins și cred că acest lucru, a trăi în prezent, se aplică tuturor, adică indiferent de meserie, indiferent de ceea ce facem, ne putem considera un oameni de succes dacă trăim în prezent. Dacă ar fi să alegi o epocă în care te-ai vedea trăind cel mai frumos? Nu a schimba, tot acum. Nu a schimba, tot acum. Ce planuri ai de viitor, Laura Ciuhu? Păi îmi doresc să dezvolt noi proiecte, pentru că, exact cum ai spus, sunt zodia Fecioare și Fecioarele se plichisesc foarte repede și sunt și foarte muncitoare. Îmi doresc în plan profesional să reușesc să mențin proiectele în care sunt implicate și să generez noi proiecte, pentru că îmi place să generez prosperitate pentru oamenii de lângă mine și îmi doresc foarte mult să las afaceri familiei mele dincolo de mine. Adică așa a apărut ideea proiectului meu în Loara Suites. Este un brand de dulciuri artizanale, 100% artizanale. Acest proiect a apărut tocmai din dorința mea de a crea ceva care să nu depindă de mine și să rămână dincolo de mine generații de-a lungul. Adică mi-ar plăcea ca peste 100 de ani, 200 de ani cineva să zică că a pus bazele acestui brand și chiar m-am gândit să scriu o carte, să scot, nu neapărat să scriu o carte, să scot tot ceea ce am gândit ca idei la începutul acestui business și să rămână să le strâng așa, ca să rămână de-a lungul istoriei. Asta ar însemna că vei intra în istorie, Laura. Sper. Deci, clar... O să intru, da. Știi cum, cei care intră în istorie sunt cei care nu fac greșeli în prezent. Deci revenim la cel mai important lucru, să trăim în prezent. Să trăim în prezent. Ești un om fericit acum? O femeie fericită? Da, sunt un om echilibrat. Fericirea greu de definit, dar sunt un om extrem de echilibrat și asta se vede în ceea ce gândesc și ceea ce fac. Și cred că asta este important, să fii un om echilibrat. Dacă ar fi să-ți faci o radiografie în, nu știu, pe scurt, cine a fost, cine este și cum va fi Laura Ciuhu? Ce poți să spui? Păi, uite, să spun tot cu un citat, mă bucur că mi-ai pus această întrebare, că mi-a venit acum în minte. La un moment dat, Topârceanu zicea într-o poezie a lui: eu sunt ce n-am fost niciodată și un sfert din ce aș fi vrut să fiu. Așa mă simt eu astăzi, că niciodată n-am visat să fiu unde sunt și simt că sunt doar o părticică din ce aș putea să fiu și ceea ce îmi doresc să fiu mai departe.